ședințe ordinare de data de 28 iunie 2018. Începem prin votarea procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Doamna Iger. În unanimitate. Și cred că a rămas nu ceva modificări la ședința cealaltă. Ați văzut procesul verbal? E în regulă. E în regulă, da? Deci am în două procesele verbale, doamna. Da. O să dau o citire ordinii de zi a ședinței ordinare. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unei post de consilier local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local pe locul devenit vacant. Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu SC Electrostar SRL Onești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind planul anual de și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Horgeș, Consiliul Local al Comunei Horgeș, Județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Horgeș, Județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară la data de 28 iunie 2018. Punctul numărul 7. Întrebări și interpelări. Aici am o rugăminte la dumneavoastră, ultimul punct. Dacă putem să fim cât de succinți, noi avem deja comisia pe calamități în primărie și urmează să merge și din nou pe teren. Începem cu punctul 1 pe ordinea de zi, cu constatarea vacantării unui post de consilier, proiect de hotărâre. După cum știți, cum știți, domnul Gâlea Petru, consilier local, ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile din luna iunie 2016, a absentat nemotivat la trei ședințe consecutive. Ca atare s-a trebuie constatat vacantarea postului de consilier local. Cine este pentru? N-am supus la vot ordinea de zi. Mă scuzați, dar ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Atunci revenim cu votarea la primul punct pe ordinea de zi. Cred că a fost un moment, nu? Cum am văzut. Da, da. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local pe locul devenit vacant. E aceeași situație, în locul domnului Gâlea Petru, pe locul de consilier este venit adresă de la Partidul Social Democrat. Este propunerea pentru domnul Codreanu Georgel, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile din luna iunie 2016. Cine este pentru? Acum, în cazul acesta, trebuie să dați citire, doamna inginer, să dea citire jurământului, comisia de validare, cum știți procedura mai departe. Comisia de validare? Nu ați mai spus. Cum? E comisia de comisia aleasă prima... Da, din iunie 2017. Daniel Pisecaru. Și domnul Dămoc. Bobo Constantin Miescu, nu? Constituția, ca să... Haideți în partea aceasta, domnul... Senatul Codreanu Georgel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Horgești, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea numărul 25/2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Horgești. Vă mulțumesc. Vă fi de bine. Dar e doi la nu se spune prețul la cadou.
Muri? Cadou cu ghilimele. Putem trece la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu SC Electrostar SRL Onești. Consilier, după cum știți, și în ședința anterioară au fost discuții pe baza acestei propuneri, acestui subiect. Considerați că trebuie să mai dau citire expunere de motive sau ca să putem să trecem la discuții pe marginea? Poftim? Da. Trecem la discuție. La Comisia Juridică a dat aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe? Tot favorabil. Întrebări o să punem pe ocazia discuției. Da. Și Comisia Învățământ? Favorabil. Atunci, scrie la cuvânt. Domnul Dămoc. Având de desin, și domnul Crețu, începe domnul Dămoc. Părerea mea, o știți, ne-am expus-o și la ședința anterioară. S-a venit inițial cu titlu gratuit. Noi avem cameră de vedere la ORP-ului. Aș vrea că s-ar merge oarecum și pe o economie. Sunt acești bani care îi dăm în acești doi ani pe contract, ar putea fi folosiți altfel. Găsim, avem ce să-i folosim, cu siguranță. Am militat din noi pentru transparență, am putea să o asigurăm și avem personal, slavă Domnului, avem camere de filmat. Banii aceștia chiar s-ar putea face altceva. Loc de joacă pentru copii, chiar avem ce face. Acum, trebuie să văd că decizia este cam luată. Decizia aparține Consiliului Local. Domnul Crețu, stimați colegi, consider că chestii mă augur faptul că avem această televiziune care m-a surprins plăcut prin comportamentul echipei și prin transparența lor. Și mi-aș dori eu și cred că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, o să fiți la sentimentul meu. Este o sumă destul de mică, care e efectiv. M-a surprins, alții am făcut și eu niște verificări, alții am mult mai mult. Mi-aș dori, dacă vreați, domnul Ungureanu, care este directorul de executiv sau administratorul acestei televiziuni, să fac toate demersurile, deci aș vrea să fie ca un amendament. Și să filmăm și ședințele extraordinare, pentru că sunt foarte puține. Și culmea, nu vreau să fiu răutăcios, atunci să bag repede niște, să le zic, proiecte care, pentru noi, cel puțin pentru mine și marea majoritate, sunt incomode. Și ca lumea să vadă și să fie transparența totală, zic, să se facă un calcul și să mergem și cu aceste ședințe extraordinare. Atât, mulțumesc. Atunci, dacă nu mai este nimic de spus, trecem la votarea punctului. Dar să spun și eu, nu v-am văzut. Sunt urmat. E gabarit la poziții în sală. De tura trecută, cred că cea mai bună lămurire, dacă v-ați uitat în procesul verbal, a dat-o domnul consilier Boboc. Privind programul ăsta. Domnul Dumnezeu, ca să evite anumite și mai multe, nu are rost să-l iau. Întrebarea mea este, denumirea societății cu răspundere limitată este Electrostar SRL. SRL Onești. Star, cam știu ce înseamnă, de ce Electro în fața starului? Pentru că noi am înființat, dacă îmi permiteți. Păi da. Întrebarea m-a fost adresată. Da. Noi am înființat firma în 1995, și la vremea respectivă făceam și servicii de electricitate și de electronică. Am înțeles. Iar Star de la partea artistică. Da. Mulțumesc. Da. Am și o întrebare către domnul. Ați fi de acord să, cu amendamentul propus de domnul Vasilier? Da, ca principiu da, dar trebuie să aveți, să țineți cont că noi venim de la Onești. Și trebuie suplimentat cei 370 lei, undeva pe la, am spus, doamne, nu dublăm, că noi tot facem același drum, indiferent că-s două puncte la ordinea de zi sau nu.
undeva la 500 de lei ar fi onorare, adică mult mai puțin decât a dubla suma. Doar cu mențiunea dacă este ședința extraordinară și la respectivă. Și dacă Consiliul Local dorește lucrul ăsta. Nu, dați așa o leată. Dar noi nu în fiecare lună avem ședința extraordinară. Asta ar fi una. Ce spune vrea să spună domnul? Dacă dumneavoastră, de exemplu, într-o lună nu avem ședință extraordinară, dumneavoastră primiți doar suma pe care o avem inițial. Da, o să, așa sunteți de acord, trebuie să vă mai gândiți. Nu, eu, răspunsul meu de principiu este pozitiv, dar dumneavoastră decideți, Consiliul Local, Doamne ferește, eu nu pot să... Dar gândiți-vă că noi venim de la Onești încă o dată și vreau să vă arăt ceva, domnul consilier. Da. Știți ce întrebare am eu? De ce ședința ordinară ar costa 350, totul s-ar putea 150 o ședință? Uitați-vă, ca să vedeți răspunsul la dumneavoastră, uitați-vă ce ședință avem astăzi. Traseu. Și este foarte bine. Da, și am avut și dimineață și la Bacău și la primărie. Deci vă dați seama că volumul nostru de muncă este foarte, foarte mare. Noi venim cu noi am venit, deci nu putem veni în 370 de lei și la... Nu, eu aici întrebarea. De ce ați spus că 370 de lei ar costa deplasarea pentru ședința ordinară și tot dumneavoastră spuneți acum că pentru ședința extraordinară care are loc în cu totul altă zi decât cea ordinară ar costa 130 de lei. Când traseul este același, filmarea este... Ca să facem o reducere, să mă deci este o reducere pe care... Deci, să nu bonusul avem... Bonusul de dumneavoastră. E bonusul cam mare ca să luăm cam bonus. De ce să luăm în considerare? Ca timp cât este... Semnul întrebării aduce, înseamnă că era la început prea mare și acum... Nu, este foarte mic, să știți. Noi nu mai intru în detalii. Ideea este că noi ne dorim foarte mult să promovăm comuna. Deci noi nu suntem o televiziune de scandal. În primul rând, noi suntem o televiziune informativă. Și pentru oameni este foarte important, mai ales pentru cei din străinătate care sunt plecați. Și care ne roagă, domnul Gureanu, să știți că noi când am venit deja aveam foarte, foarte multe mesaje. Este raportul. Consiliul Local decide, cum doriți, orice variantă, noi o vom accepta. Păi haideți să mergeți pe amendamentul domnului Crețu, dacă, domnul consilier Crețu, dacă luăm în calcul să se treacă în contractul, în cazul care este... Părerea mea este că în mod greșit se induce ideea că undeva proiecte de hotărâre, anumite proiecte de hotărâre zbăgate pe sub, cum s-ar spune, pe spate, pe din dos, când nu se filmează. Este camera primăriei, în caz dacă cineva vrea să o pună pe YouTube și dacă se pricepe la treaba asta. Nu, cred că neapărat trebuie să mai venim cu 100, cu 200 de lei. Să rămână contractul inițial așa cum este. Aici ce propune dumneavoastră, domnul? Haideți să votăm dacă e cineva pentru amendament. Deci, nu. Rămâne atunci, votăm proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat. Haide. Abținere? Eu abținere? Da. Sau împotrivă? Că eu domnul Dămoc a văzut că e abținere. Domnul Crețu împotrivă, doamna. Da, deci George are dreptul să voteze. Da, votează, George, că ești consilier cu dreptul de plin. Te-aș felicita. Ți-a urat succes. Atunci trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Horgeș, Consiliul Local al Comunei Horgeș de Subacău. Ați văzut, știți că și în anii trecuți au fost, de fapt anul trecut când am avut ședință, am prezentat acest plan. Și ați luat la cunoștință despre ceea ce conține. Comisia juridică dă aviz favorabil și totuși aici sunt personal spun, dar fiind din comisia juridică, aș dori doamna ingineră modificări. Se aprobă planul anual, cu toate că planul sunt acele anexe, 1-3. Deci se spune, se aprobă planul anual, respectiv anexele. Mixă articolul 2, anexe 1-3. Fac parte integrată din... Da? Vă invitați? Doamna președinte, numai o secundă, vreau să vă rog să-ți menționez la votul meu împotrivă, da. Faptul că eu de fapt am vrut să
Nu, aveți pe amendament. Este înregistrare și a tot procesul. Să menționeze și un proces verbal și să... Păi, dar normal că se... Mulțumesc. Deci se aprobă planul anual, respectiv anexele 1-3, pentru că ăsta e planul. Aprobăm o dată la punctul 1 planul anual și articolul 2, anexele 1-3, fac parte integrată, asta vedem. Și mai eu zic aici o greșeală neapărat, se asigură aducerea la îndeplinire, spune aducerea la îndeplinire. Știu că nu dumneavoastră să redactați și de aceea. Aceea e de la... Domnul Comisia Buget Finanțe. Da, nu am luat acest proiect de hotărâre, rămâne ca fiecare să spună punctul de vedere privind planul acesta, care e a treia oară când îl discutăm. Cu achizițiile pe bază de servicii de urgență. Nu anul ăsta. Ba, anul ăsta cred că e a doua. Dar nu știu că am mai discutat odată și au mai fost întrebări cu prețurile alea, cu nu știu ce, în sfârșit eu... Când ați discutat planul de achiziție, atunci n-am fost la ședința asta. Și aici nu-i planul de achiziție? Da, dar e... E special pentru... Da, e obligatoriu. Am înțeles, am înțeles. Că trebuie să-l trimitem la ei. Deci avizul comisiei fiind consultativ, nu sunt că nimeni că nu-i neapărat cu forma... Comisia învățământ? Aici fiecare e văzut pe care am discus. Ca atare, dăm cine se înscrie la cuvânt. Ce să mă scrieți? Domnul Tufescu. Domnul Dămoc. Altcineva? Deci rămân domnul Tufescu și domnul Dămoc. Domnul Tufescu. Ai mai niște lucruri care nu se leagă. De exemplu, un tabelul ăsta. Numărul 2, vă spun. Avem aici total cheltuieli, coloana 3 plus 4. De exemplu, la punctul 3, comunicații și informare, tic că coloana 4 nu are nimic, doar pe total 3.900. Dacă aici în realitate, să suntem pe domnul... Păi asta e chemați aici. Mă nu știu, e chiar în fel de scopi. Da. Îl chemăm pentru că... La fel, dacă vă uitați per total, coloana 3 plus 4, 7.000 plus semnul întrebării, nu fac 10.000. Este undeva tocmai pe la coloana 7, niște sume. Vă aduc eu ecuație cu 7. Păi trebuia să scrie 3 egal 4 plus 5. O ecuație cu necunoscut, da? Cu necunoscut, da? La punctul 3, coloana total cheltuire, coloana 3 plus 4, cum ați calculat acolo? La punctul 3, la comunicare și informare. Exact, cum ați calculat coloana 3 plus 4? E o greșeală pe care trebuie să o corectăm, da? Da. Ce înseamnă alte cheltuieli de investiții? Cazul 3.000 acolo. Probabil trebuie să fie în coloana 4. Asta se preconizează pe viitor. Eu am înțeles pe viitor, da, bun. Mai aveți pe sfârșit acolo, iară, total cheltuieli coloana 3 plus 4, 7.000 plus... Fac 10.000, dar de 3.000 îi văd în coloana 4. Modificările ce costau ca să poată nota doamna... Să fie în mod explicit până la 4, vede, ce sunt? La... Deci până la 4 nu are nimic. Da, am văzut.
Păi da, dar în cazul ăsta, domnul Pătrășcan, mergeți că aveți în calculator, faceți modificările și veniți la sfârșitul ședinței, care e destul de repede, mai avem două puncte pe ordinea de zi, ca să știm ce votăm, așa nu știm ce reprezintă ordinea 4. Nu? Că nu știm ce reprezintă ordinea 4. Bun. Vă așteptăm după ca o votie. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului. Păi ne facem... Okay. Nu, domnul, când o să vină și discutăm atunci. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului comunei Forgeș de Pacău. 5, 10 ori am văzut. Să mai votăm, că dorim. Haideți să vă spun de ce a fost necesar, mai fac și eu acum, de ce a fost necesară aducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Pentru că domnul Budău, la urbanism, nu mai este funcționar public, este funcționar contractual, iar obligatoriu, persoana responsabilă cu urbanismul, trebuie să fie funcționar public prin lege. Atunci am început demersurile, s-au început de la, face pe doamna Cristea Andrada Amalia, care este responsabil cu urbanismul, funcționar public. Aceeași situație era și în cazul doamnei Toader Mădălina, responsabil cu resursele umane și aici obligatoriu în lege, în statutul funcționarului public, legea 188/1999, spune clar că trebuie să fie funcționar public. A trimis domnul secretar solicitare pentru a primi aviz pentru acele două posturi și am primit răspuns că trebuie să fie funcționari publici, absolut toți referenții și consilierii, inclusiv cei de la asistență socială, de la contabilitate și ce vă pot spune aceasta din discuție, colegii au fost chiar care nu și-ar fi dorit. Funcționar contractual nu și-ar fi dorit să fie funcționar public și totuși au trebuit. Da, da. Doamna Popu Marici, că e unul dintre cazuri. Doamna contabilă. Și mai e un caz, n-ar să mi-a dat, dar v-am dat un caz cu toată mea cel pe emisiunea, dar dus a fost cea mai vehement că n-ar fi dorit funcționar public. Ce să spun, că acum am aflat că e o problemă, n-a fost trecut... E o problemă de... Nu e personală, vă discut că sunt personală. Da. Am aflat că doamna Tufescu Simona, care este agent agricol, pentru dânsa nu s-a făcut solicitare și ca atare nu s-a primit aprobare, nici măcar nu s-a făcut solicitarea, că dacă s-a făcut și primea aviz, era ceva, nu s-a făcut. De ce nu s-a făcut, nu știu și nu cred că nici doamna inginer nu poate să ne spună că toate demersurile a făcut domnul secretar Radu. Ca atare, ce putem face decât acum vom așa? Să vină să-și facă treaba. Exact. Și dacă discutăm la următoarea ședință, o să discutăm de diverse, să reia procedura și pentru cer, dacă mai e unul sau mai multe, mai sunt pe post. Să... Acum să începem cu comisii. Comisia juridică dă aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Noi ne-am spus punctul de vedere separat atunci când am discutat. Da. Deci avizul. Nu avem absolut nimic împotriva organigramei și a statului de funcție. În schimb, sunt niște neclarități pentru noi, care o să le discutăm în timpul, da, dacă ne permit. Și comisia mulțumesc? Se poate pe domnul președinte, că chiar spunea că am luat eu cuvântul Cristian Bunălui și lăsați-l să dea bine. Comisia mulțumesc! Am probleme cu vederea, adică dacă au auzit, pun aviz nefavorabil, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Așa se întâmplă nimic. Aviz favorabil. Cum mă hotărâi nu scrie. Atunci începem cu scrierea la cuvânt. Da, eu aș vrea să... Domnul Dănoc. Eu aș vrea să spun. Dacă te permiteți. Până acum, domnul Dănoc și domnul Păsiu Mitică, cine mai... Atât? Atunci, domnul Dănoc. Eu vreau să întreb. Toate aceste modificări implică automat și niște modificări salariale. Nu. Nu. Absolut. Vă garant, nu.
Da, știm că totul se face, toată plata acum se face sau salariul, în funcție de gradul pe care tot personalul este. Exact. Nu. Deci, pentru astfel, că are același grad, numai că nu e contractual, e funcționar public. Noi avem un buget aprobat și vreau să exact. Dacă nu, domnul Dămoc, înainte când era salarizarea, era o anexă pentru funcționarii publici și o anexă pentru contractual. Și salarizarea era diferită. Acum nu contează că ești contractual sau funcționar public, primarul prin și apoi Consiliul Local aprobă, primarul vine cu propunere, aprobă gradul rămâne același. Da. Deci nu e absolut nicio modificare decât că e contractual, din contractual funcționar public, așa prevede legea avansului 188. În rest salarial, absolut nicio modificare. Că, dacă ar fost vrea să vină și venim la dumneavoastră că este orice modificare cu, cu eficiență. Domnul... Ați spus că legea 188 obligă ca toți... Nu toți, n-am zis toți eu. Eu am spus că am plecat cu, de la urbanism și de la resurse umane. Tot ce lucrează în administrație publică locală trebuie să fie funcționar public. Deci asta o cer... Așa spune legea 188. Eu n-am văzut în legea 188 așa ceva și nu știu dacă are modificările astea. Dar nu asta este problema. Problema este următoarea. Întrebarea care mi-am pus-o fără fac abstracție de faptul și am discutat-o fără ca să să-l întrebe. Dom'le, dumneavoastră în expunerea din motive, precizați dumneavoastră, cine a făcut expunerea? Domnul secretar a făcut. El a făcut-o încursă. Pentru că dânsul a fost în legătură directă cu... În legătură directă, da. Spuneți acolo că ei, funcționarii publici, conform articolului 2 din legea 188, exercită funcții de putere publică. Chiar se menționează putere publică. Și dacă ne uităm la articolul ăsta, literele de la A la H, ce înseamnă putere publică. Și începe cu respectarea legilor și tot ce înseamnă privind regulament și așa mai departe, funcționarul public. Asta o face orice funcționar din cadrul primăriei și orice angajat, indiferent că este contractual sau că este funcționar public, este obligația lui. Așa, mai mult decât atâta, deci este totuși o diferență între funcționarii publici și funcționarii contractuali, pentru că un funcționar public mai greu se eliberează. M-am referit salarial. Da, și eu am înțeles, dar totuși este mai greu se eliberează din funcție. El este în baza de date a Agenției Naționale. În momentul în care să presupunem că organigrama se restringe, că nu vor mai fi 31 de posturi și vor fi 20 și nu știu cât, că comuna de la gradul 1, 2, poate să treacă la 3, și așa mai departe, ei rămân în baza de date și probabil se poate oferi un loc de muncă. Mai mult decât atâta, funcționarul public depune și un jurământ. Depune și un jurământ în momentul când spre deosebire de funcționarul contractual. Și acolo, prin jurământul ăștia, spune că este în slujba cetățenilor comunii care îl plătesc. Asta ar trebui foarte mult să accentuați dumneavoastră, ca și demnitari, domnul primar nu este aici, și ca șef de compartimente cu domnul secretar, pe funcționarii publici să înțeleagă foarte bine lucrul ăsta. Cam atât. Deci nu. Și întrebarea m-a rămas. Aia totuși ne-a sărit noi și agentul agricol, pentru că ultimul agent agricol care s-a pensionat de la primărie a fost funcționar public din 1999 și până ieșea la pensie în 2007-2008, când ea nu Viorica. Am angajat agent agricol 2 contractual pentru faptul că avea studii școală generală. Că era cu studii medii sau generale și a fost angajat cu niște casieră. Da, domnul secretar, dar discuția asta trebuie să o avem cu domnul secretar. Dar nu, eu până ședință și dumneavoastră eu prezentați domnul secretar, nu mai venim încă o dată să mai... Și da, acum oricum nu se mai poate interveni la agenții cu încă o organizare. Nu, trebuie să luăm de la capăt. Îi trebuie luată procedura de la capăt. Da. Și asta pentru viitor, ca să... Nici eu, pentru că discuția a început de la cei doi funcționari despre care v-am spus. Da, am înțeles. Și după aceea, când s-a spus că s-a făcut pentru absolut toți, da, și mai este încă o problemă. Deci postul ocupat de Budău de funcționar public în cadrul compartimentului urbanism, l-ați transformat în post contractual pentru că el, în societate ce este, un contract de muncă. În momentul când pleacă el, dumneavoastră,
iar trebuie să reveniți cu organigrama ca să-l faceți referent funcționar public. Nu, avem funcționar public acum, postul... Pe Andrada. Andrada, Andrada pleacă mâine. Dacă pleacă... Și atunci aduce mai găsim noi un arhitect. Arhitectii totuși... Nu putem pune prea, poate nu pleacă mâine, că totuși e perioada nedeterminată. Mâine, mâine la mine înseamnă... Da, da. Așa m-am gândit și eu. Că dacă v-ați gândit, nu era cazul dacă să... Dacă țineam ședința luni. Asta ar fi fost. Și la urbanism, este un post cu destul de important. Bine, fata o stai cât o să stai, probabil. Știu eu, care îți voi ajut din comună, pleacă mai repede. Spre deosebire de cei care îi mai leagă ceva. Bun, atât. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Abțineri? Împotrivă? Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară la data de 28 iunie 2018. Aici o să dau citire proiectului de hotărâre, expunere de motive. Instituția noastră are încheiat contract de prestări servicii pentru cadastru sistematic pentru sectoarele cadastrale numărul 1, 3, 6, 21, 55, 67, 53, 45, 42, 38, 17, 15, 16, 35, 14. Doamna inginer, care sunt aceste sectoare? Care sunt? Trei peste. Păi așa, da, de comună. Jumătate de comună, da? Cu Helmet SRL, Bacău. Prestatorul se obligă să presteze servicii de cadastru pentru realizarea lucrurilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Contractul are valoare de 146.400 de lei, dar acest contract este finanțat de ANCPI. În prezent avem lucrări executate în valoare de 18.840 de lei conform procesului verbal de recepție. În data de 22.06.2018 avem în cotul de execuție bugetare primit de la Trezoria Bacău suma aceasta de 18.840. Deci, acum noi nu facem decât trezoreria pentru ANCPI să plătim pe SC Hermel care a făcut toată activitatea. Ne-au virat acești bani, 18.000. Noi nu facem două secunde, că terminăm. Aștept că acum terminăm și bună. Nu face decât exact cum vin banii la încălzire, știți, da, intră la noi, îi dăm mai departe, nu rămân la noi. Aceeași situație este cu aceste sume, această sumă, de fapt, și cu rectificarea. Comisia juridică dă aviz favorabil, Comisia Buget Finanțe? Tot. Favorabil, Comisia Învățământ? Se scrie cineva la cuvânt? Dacă nu, atunci să vă scrieți domnul Crețu. Domnul Crețu, da. Deci, m-ar interesa să știm care este termenul la care se termină acest proiect. Văd că este o sumă foarte mare, este o diferență foarte mare cu suma care are contractul și ceea ce păi nu, iată, o parte din lucrări. Nu, nu, e o parte din lucrări. Doamne, lăsați-mă să răspund de specialistul din zona respectivă. Deci la contract valoarea are 146.400 și avem 18.840, deci este o mică care s-a consumat. Contract... Cât mai avem noi durata până la care este valabil? Octombrie 2020. Deci este timp, să consumăm. În banii ăștia intră toată comuna? Aceste sectoare, toată comuna de anul. Nu, 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 nu. Toată comuna. La anul terminăm toată comuna extravilan. Am înțeles că intră și chiar deci și imobilele, da? Deci curte. La anul se termină tot extravilan. Terenurile sunt nu cunosc exact contractul. Nu știu de unde ați înțeles. Deci lăsați-mă să-mi termin ideea. Da. Deci să înțelegem toți. Deci am înțeles că în acest contract este inclus și imobilele plus terenul aferent cetățenilor, nu? Deci nu e inclusă și... Deci e în contract. Deci mi s-au fost întrebări de genul ăsta și n-am putut să răspund. Este numai terenul extravilan. Numai extravilan, da. Așa, mulțumesc. Altceva? Vă faci un alt contract. Deci sunt comune, sunt
localități care au trecut și pe partea asta, la tot, cu intraviralul. Noi suntem la fază asta. Nu, da. 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 Care e diferența dintre venituri de 4.100.000 și cheltuielile de 9.700.000? 50? Să chem pe doamna contabilă. Care e explicația de ce e așa? Vorba domnului Crețu, să chemăm pe cineva care e specialist, nu să răspunde la toate. Nu? Probabil că e bine. Bale. Suntem în ton cu guvernul, nu suntem în pentru că suma asta, diferența, am avut discuții și la ședința trecută. Asta e diferența de care sunt pentru apă, canal, când au început lucrările. Păi și-mi trebuia să fie. Dar eu cred că au un capitol separat, de nu le bag la venituri. Sunt capitolul trebuie terminat de până la 2020. Nu, eu vorbesc foarte serios. Eu vorbesc foarte serios. Nu poți să cheltuiești mai mult decât ai venituri. E diferent de unii din venituri. Să mă duceți în venituri toți, pentru că la urmă ce fac? Nu este egalitate, pentru că noi am luat banii atunci din excedent, n-am trecut pe cheltuială, deci am mărit veniturile cu excedentul pentru apă canal. Și pentru buldoi excavator. Deci sunt banii care sunt pentru apă. Și nu mai are egalitate. Stă așa, într-un picior. Balanța s-a înclinat într-o poziție nedeterminată. Da, de regulă trebuie să aibă egalitate. Da, cât pe venituri, atât pe cheltuieli. Pentru că noi am luat bani din... Deci banii ăștia se află în excedent. Diferența. Nu, am luat din excedent și am trecut pe venituri. Înțelegeți? Și de aia o parte este mai mare. Am avut ședință când am vorbit. I-am trecut pe venituri și veniturile de 4.000 și cheltuielile de 9.000.000 și veniturile de 4. Cred că le-ați trecut pe cheltuieli și noi ați adăugat la venituri. Invers, da. Da, invers. Le-am luat din excedent, deci am luat apa canal 4.539.000 și 331.860, da? Păi, discuția lumea și la ședința trecută. Exact, da. Și eu gândesc că nu era greșit. Dacă apăreau în ceva la venituri, să fie egal cu cheltuielile, pentru că să avem noi. Păi da, nu putem, că deocamdată noi numai câte am luat de acolo, nu i-am... Nu se cheltuiți. De aia rămâne. Exact cum vorbim la modernizare, iluminație. Dar dacă dumneavoastră vă acceptă așa la predați, eu nu am nimic împotrivă. În schimb, nicio o instituție bugetară nu poate să aibă venituri mai mici decât cheltuiești. Domnul secretar, așa am avut și la modernizare, iluminat public, până s-o reîntregit suma, până am luat banii de la fir și am dus înapoi în excedent. Și în 2016 sau în 2015, la fel a fost. Nu mă mai confesc, doamna. Astea sunt mișcări de contabilitate. Da, nu sunt mișcări... Asculte. Oculte. Sunt mișcări aprobate. Dacă s-a venit atunci pe marginea proiectului de hotărâre, haideți să votăm proiectul de hotărâre. Pentru? Abțineri? Împotrivă? Este un domn consilier, domnul Bogdan, ați ridicat mâna la niciuna de toate trei. Cum să vă consider? Dacă nu vezi, considerați în prezent, domn Bogdan. Vă rog, sticla în față. Ați ridicat sticla? Atunci n-am văzut, da. Dar nu fost bine la sticla, da. Până eram dus în sticlă și cum e micuțe până am văzut. Da. Întoarcem la punctul 4 pe ordinea de zi. Nu mai dau citit decât e vorba despre planul anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Domnul Pătrășcan, aveți o formă finală ca să spunem consilierilor? Haideți, spuneți. Anexa 2, deci ne ducem. 6 plus 7 era. Și nu era 3 plus 4? 3 plus 7, pardon.
Deci, okay. Modificarea e la total cheltuieli, coloanele 3 plus 4, normal este 3 plus 6, da? Plus 7. 3 plus 7. Plus 7. 6 plus 7. Coloana 3 plus coloana 7. Păi așa trebuie să o votăm, cu 3 plus 7. Și încă o problemă, că dacă tot a plecat, depinde de ce bază este. De ce din baza 2? Domnul Bogdan, vă rog frumos, discută. Vorbiți după ședință cu cine da, vorbiți și la anexa 3, dacă... Da. Vă rog frumos, nu mă mai avea în atenție. Uite-te la drumuri, întâi să vezi cum apar drumuri, exact după aia să la mine. Exact cum le-ați lăsat. Da. Adică da. Mai bine. La anexa 3. Aveți la produsul motorii, da, nu e fost diferite. Vă rog frumos 5,77 la poziția, de exemplu, la poziția numărul 2, apoi la poziția 16 veniți cu, sau 15, pardon, cu 4,69. Bun. Explicați-mi de ce prețul diferă de la o poziție la alta. Spune-ți, doamne, poate nu mă aș dă seama. Bă, bănuiesc că a fost făcut... Coste, la urmă să-ți zic, domn secretar. Bun, aia cu 4,77 a fost făcut câteva zile mai înainte și era 4,6 și de atunci au crescut la 5, nu știu cât, da. Da? Bă, sărit prețul barilului. Da. Ok, deci s-au făcut. Supra, deci facem acea modificare, doamna. Să fie un singur preț. Acum revin plumim să fie un singur preț. Faci un singur preț. Votăm pe el. Și revenim și cu preț. Atunci, mai era domnul Dămoc. Domnul Dămoc tot aici. Domnul Dămoc, hai. Referitor la acest proiect, aș vrea să zic că el conține în... Domnul Pătrășat, fiți atent că poate pune o întrebare și ca să știți. Un cuvânt foarte important și anume prevenirea situațiilor de urgență. Comuna noastră a fost lovită acum în mai într-o perioadă destul de scurtă de timp de precipitații abundente și trebuie să recunoaștem că nu prea s-a făcut nimic pentru prevenirea situațiilor extreme. Ei, nu s-a făcut. Cum poți să spui? Eu am vizit-o dimineața. Dacă dumneavoastră le știți, o să spuneți ce s-a făcut. Așadar, domnul Pătrășcan. Spuneți exact ce s-a făcut concret, câte șanțuri, cum s-au făcut șanțuri, cum s-au făcut pentru prevenirea situației. Aș spune că prevenirea începe de la consilier. Înțelegeți? Un aport și-l aduce și ei în prevenire. Prima dată. Înțelegeți? Da. Deci răspundeți la o întrebare cu începe să ne acuzați pe noi consilier. Da, nu a fost pe nimeni, iar eu. Ceva legii... Ia să vă întreb, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții, s-a cerut de foarte multe ori consiliul ăla, s-au cerut șanțuri, s-au cerut curățarea de gunoaie. Acum, în urma precipitațiilor am văzut toți ce s-a întâmplat. Dar drumul rupte, șanțuri înfundate, gunoaie, slavă Domnului pe toate drumurile. Din punctul de vedere, nu s-a făcut aproape nimic pentru prevenirea unei astfel de situații. Acum s-a intervenit după prima precipitație, după primele ploi. Am văzut că toată piatra aproape este din nou pe drumuri. Degeaba punem piatră dacă noi nu facem, dacă nu se fac cele șanțuri. Dacă nu mâncar, nu știu, să facea piatră să pună, am văzut în alte comune, s-a listat, s-a pus o piatră concasată, deci se bate cu cilindre, se... A luat și asfaltul, domnule. Ai văzut și mașinile alea, apoi... Acum e inutil. Deci, să haideți să lăsăm să termine. Deci, pentru noi ne resemnăm, că asta e, așa ne resemnăm. Pe cât posibil să pot face lucruri. Deci, podurile sunt aproape luate, deci, cel puțin acolo la deal, încă o ploaie de asta și podurile alea nu vor mai fi. Cărare aia, când eu am venit cu propunerea... Lăsați, vă scrieți la cuvânt, domnul Bogdan? Da. Vă scrieți la cuvânt? Da, mă scrie, avem aici, da. Avem aici, în acest proiect, din nou acea listă de produse, care noi tot am mai discutat de ea, da? Sirene, mașină... Știu, exact, lucruri exact, astea sunt ca să fie. Da, să zic, în 2 ani de zile la Horgea s-au făcut lucruri ca să fie. Am aprobat lucruri ca să fie. Nu s-a făcut nimic concret. Asta a fost să subliniez. E mult mai concret de problema decât pare. Și nu, eu... Este, dar n-am făcut nimic să o rezolvăm. Da. Bine, eu sunt o roticică din mecanismul ăsta, înțelegeți? Păi, dumneavoastră, da. Ca și responsabil, trebuie să cereți. Corect. Veniți la primărie, nu? Aveți primar, aveți viceprimar. Cereți. Hai să facem, să nu? Prevenire. Asta așa, prevenire. Prevenirea, avem un compartiment de prevenire și prevenirea constă în distribuirea de pliante și de sfaturi și la mai departe. Asta nu e prevenirea... Adică, oricum, nu, ați împărțit un pliant în 2 ani de zile? Da, cum să nu? Nu cu drăguț pliant. Da, aici vorbim de infrastructură. Și aici, nu știu dacă să cadeți să mă întrebați pe mine despre infrastructură.
Nu, vorbim de un șanț. E un lucru banal, un șanț. No. Da. Eu aș putea face referate, aș putea face... Păi, cea... nu că aș putea, trebuie să faceți. Deci trebuie să putea. Trebuie să fac, trebuie să faceți referate, să cereți. Domnul Dămute, să ținem cont de data aceasta că și ploi a fost o cantitate foarte mare în timp scurt. Pentru că șanțul s-a mai făcut. Haideți să vă dau exemplu chiar astăzi. Am fost, nu-mi Forgești, dar vă dau exemplu la Răcătă, unde sunt acele șanțuri pe drumul Dalate, pe drumul județean, care sunt destul de adânci. E vorba are de... capacitate mare. Credeți-mă, le-au inundat curții oameni pentru că s-au depășit, acele șanțuri au depășit. Deci, și indiferent... Și insistat la oameni care sunt oameni de azi. Desfundate toate șansele, pentru că fiecare își face loc să nu treacă. Chiar în dreptul celui cu darele, acolo vă spun, Bulaca Petruț, da? Am și fost acolo și am văzut care e situația. Și acolo sunt șansul cu dare și destul de mare. După aceea, în legătură cu acele gunoaie care au fost aduse, curățenie, puteți să spuneți, în sat, și în sate, au fost săptămânal, de câte ori a fost nevoie, s-au strâns gunoaiele. Problema că acele peturi și acele resturi au venit de pe acele râpe. Ei, nu poți să pui oameni la ajutor social să curețe toate acele râpe unde au aruncat, nici nu poți să intri în ele, da? Uitați după ce... Acum ajungea problema cu gunoiul. Aici e vorba de oameni care aruncă gunoaiele. Și gunoaiele acelea nu sunt din 2016 în coace. Deci să le legăm una de altă. Exact. În legătură cu pubelele. Am încercat, am mers. Acum au spus că în 4 nu se termină licitația. Am ajuns la concluzie. E foarte greu. Nu reușim să găsim pubele. Și am cerut suplimentarea, containerul acesta. Eco container. Nu se vrea că după aceea plătești mai mult și mai vine iar oameni cu ajutor social la primărie. Ce să dăm pubele? Să mărește plata și iese scandal. Lăsăm așa. Și dacă tot mai e domnul Plăcea, am văzut că s-a făcut o plată pentru garaj de la Farincea. Da. E tot destul de la stație de urgență. Da, e pentru mașina de pompier, pentru cazuri de intervenție, salvare. În cât timp se finalizează acolo proiectul? De zile? Nu știu. Nu, în legătură, nu are cum să știe domnul Pătrășca, pentru că nu e definitivat, e strict domnul primar. Nu ești că e un contact de cooperare, dar nu știu nimic. Păi nu, nu ești tu încă în stadiu de a prelua ceva. Acum e la stadiu de contract, domnul primar face lucruri. Domnul Bogdan. Domnul Pătrășca nu știe să pună probleme, dar el se ocupă ori din casă, ori de intervenții. Aici, că aici există post, se poate acționa să se angajeze om. S-a angajat om în altă parte în care nu face nimic și aici unde sunt probleme acum, el ce să facă? Să ducă la încasări sau să ducă pe tarlali, pe la podeță și la șanță? E fișa postului funcțională. Bun. E o dispoziție dată mai de mult, care mă urmăresc. Păi da, păi oi. A, și cine a dat-o? Vrei să dai numele? Vrei să dai numele? Că ai venit de la domnul Bogdan? Cu ce? Fișa postului adresului cu atribuție de insă. Dar n-am cerut eu asta. Nu mai țineți minte de la dumneavoastră. Eu am cerut? Da, e de pe timpul dumneavoastră, dar n-are rost să vedeți. Nu, a venit o vină, dar nu a venit o vină. Nu era următorul. Iar, a cerut. Cine mai este pe aici? Iar cu cărarea de acolo de la Balint, când eu am spus cum se poate face manual, nu, că fără, vinim cu beton și turnăm beton. Mergeți acum să vedeți și râpă s-a făcut acolo. Podul ăsta de aici, bă, venim cu proiect, facem 15 miliarde, nu se face nici 20-20. Deci nu se... A, lăsați-mă cu proiecte, că au mai făcut șase proiecte și au rămas cu proiectele. Păi este, proiect. Nu, n-au rămas, au fost studii de fezabilitate pe dumneavoastră și pe domnul Ițurcan și nu s-au făcut mai departe, nu s-au trecut. Acum sunt aprobate. Hai să trecem la diverse cazuri. Trecem la... Gata, domnul Pătrășa, să vă retrageți dacă... Trecem la punctul 7, pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Dar nu supuneți la voi. Da, aveți dreptate, că nu s-a făcut altă proiectă. Numărul 4. Doamna președinte, aș fi mai avut și eu ceva de spus, nu? Asta nu ne mai întreba și pe noi. Ba da, eu am vrea toată lumea. Revenind la punctul ăsta. Noi vorbim mereu de problema asta de multă vreme. Și numai după ce vine o ploaie, după ce vine un dezastru, încercăm că ar trebui, n-ar trebui. S-a început cu stângul deodată să rezolva problemele astea. Am pus pe ăștia care îi râcă cu sapă, așa, de la ajutor social, că o să ne ferească ăsta de boaie, de ploaie și așa mai departe.
să tot încearcă zădarnica de atâta timp să se aducă buldo la excavator, căruia să-i fie montată o cupă, să rezolve toate problemele din comună. Șanțuri făcute așa ca oamenii, toate comunele. Vine apa și nu ea și n-ar trebui să fie pistit tot așa. Și așa o să-l votăm și pe asta și după ce vine ploaia la altă, iar mai stăm de el. Nu e așa de bine. Să se urgenteze, să aducă boldul excavator, să pună oameni competenți pe ei, care să lucreze cu el acolo și nu mai facem treburi de multe ani. Nu e așa. Da, aici pot să vă spun că am discutat cu domnul primar în privința boldului, pentru că dânsul se ocupă cu partea cu contractat și mi-a spus, că în vara aceasta vine boldul. Oața vă pot spune, restul... Dar boldul merge în cer, da? Trei, cu spate. Vine cu spate. Atunci mai e cineva ca să nu se pună pe... Nu? Atunci trecem la votare. Votăm... un proiect de hotărâre privind planul anual pentru situații de urgență. Și dau sticla deoparte. Nu, văd foarte bine sticla, da. Dar e gluma dumneavoastră și o resimțiți ca atare. Îmi abține? Eu. Domnul Dămoc, împotrivă? Abține. Abține domnul Dancă? Nu, domnul Dămoc. Atunci trecem la ordinea 7, pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Acum, chiar cine se scrie la cuvânt, luăm aceeași ordine, deci nu mai este o întrebăm o dată. Luăm domnul Crețu, domnul Pisecaru, domnul Mitică, domnul Dămoc, domnul Dancă, domnul Codreanu și eu. Dar bine, dar cu aproape, îi consider aproape. Domnul Crețu, vreau să... chiar n-am vrut să intervin la celălalt proiect. Pentru că, de fapt, reiese clar ceea ce ne doare tot timpul, faptul că noi am... te vigersat cu buldoi excavatorul foarte mult. Eu sunt printre puținii care am insistat și insist în continuare că ne trebuie de urgență un buldoi excavator. Pentru că dacă noi nu o să reușim partea din sus a satului să facem un șanț în care apa să o abatem înspre partea altă de comuna, de localitatea Vorgești, de fiecare dată când o să avem o astfel de calamitate, trebuie să recunoaștem, oameni buni, că n-a fost o ploaie oricare la două uși, fără 5 a început și nu se vedea la un metru. Și a ținut-o așa aproape o oră. Deci, până nu vor reuși să facem, exact cum spunea domnul Boboc, și bine a spus, și la Vorgești și la Sovodoș, unde sunt problemele astea, văzute exact pe unde apa vine cu atâta forță și să încercăm pe cât posibil să o abatem, să nu mai vină peste sate. Pentru că, vedeți, noastră populația a îmbătrânit, nu mai avem cu cine să lucrăm, să facem cât de cât niște șanțuri adânci, să le zicem, ca să poată să încapă toată apa asta care vine la orgii de asta. Bine spunea domnul Cotrășcanu, nu vreau să fiu răutăcios, dar și noi, consilierii, să încercăm să batem cu pumnul masul din nevoie acolo, unde vedem că omul e neglijent și nu vrea să-și facă șanț. Nu este posibil să-l lași așa azi și mâine, și după aia să-ți râd în nas, când eu, vecinul meu, bine mersi, stă deasupra mea și din coace la mine, apa e de jumătate de metru sau mai mult. Deci m-aș ruga, că se poate păca, că nu-i domnul viceprimar. Domnul primar aici, că chiar aveam de gând... Dar e primarul aici. Aveam de... unde e primarul meu? Vă văd eu. E tot o glumă de-a domnului Bogdan, nu este posibil ca... Și chiar îmi pare rău că am spus-o chiar în ședința trecută, doamne Mimbune, haideți să rezolvăm cu șanțurile de pe principal aici, pe județeană. Nu se, ori nu se vrea, ori, nu știu, închiriem un buldoi excavator, facem ceva, avem dar stăm... Avem închiriat acum, de-alaltă era un buldoi excavator. Doamna viceprimar, îmi pare rău că trebuie să o spun. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo la Sândel. Dar nu mai spun... La moară. La moară. La moară, am zis da. Acolo. Dar dincolo, la Leonte, pus dincolo, la Bârgu. La Bârgu, sigur. Dar deci aici s-a văzut exact forța acelei calamități. La Bârgu, știți că a fost la domnul Crețu deja, toată râpa aceea din spate, ea a ajuns la nivelul normal al pământului și mai e râpă acum. Așa a venit. S-a venit de... S-a stupat.
că nu mai există, acum nu se mai vede că a fost o râpă. E la nivelul, adică putea să fie inenarabil. Deci suntem de acord că a fost o calamitate, a fost ceva care n-am avut de mult timp, dar a zis, cum spunea domnul Dămoc, să fim și un pic previzibili. Este da. Un adevăr? Trebuie să fim previzibili. Previzibil suntem, aș spune domnul Dămoc. Previzibil, da. Previzibil înseamnă imprevizibil să... traficul acolo. Păi și oamenii ar trebui dosier. Aici a fost discuție, vă spun. Ne facem o tiroliană. Să vedem. Pentru că problema e că acolo nici nu putem interveni noi și nici azi, pentru că este anifului. S-au făcut poze, au trecut, au fost, deci peste tot am fost cu dânsii și cel mai grav au găsit aici și următoarea după aici este acolo la Basca de Jos, cu minte la ulița Eucălin, unde deja, acum de la apă, că și înainte, a mai rămas așa, o bucățică de drum, că s-a făcut, tot s-a surpat. Ori mutăm la Comuna Puncești, ori vedem ce facem cu oamenii de acolo, da. Ori suspendăm. Da. Ei sunt conchisul sau cu reparatul? Ei sunt numai conchisul, nu? Cu ăsta am luat în... Cu reparatul cine? Ei vin cu închisul, dar cu reparatul... Aniful trebuie să fie, fac și ea de sali, facem și noi, ei doar au zis că situația e gravă acolo. Este foarte gravă. Da. La pot cum treci la vintilă. Dar asta e bani să o aveam în calcul și s-a și mai o problemă la Suhodor, am înțeles că nu s-au pierdut toate ulițele. Este ulița nu s-a terminat, mai trebuiau astăzi, dar am întrerupt și ieri. Asta da, din cauza primii. Ieri, din cauza primii s-a întrerupt și astăzi am... Ulița care duce spre... Da, nu, mai nu s-a terminat. Deci ar trebui normal să terminăm astăzi. Ieri s-a pierdut de la ora 12, mai devreme de ora 12, că au început ploile și astăzi la fel au zis. Din cauza vremei. Exact. Deci, atât am avut de spus. Domnul... Dar problema asta, că n-am vrut să intervin la situații de urgență, că domnul Pășășcan, cred că are dreptate domnul Bogdan, în punctul ăsta de vedere, ar trebui angajat scurtitorul în... Contractual am văzut că postul e neușor de angajat de deosebire de funcționar public, o persoană care se priceapă mai să fie priceput numai bine, mai bun ca el. Ați să ocupe numai de problema asta. Cealaltă, cu șanțuri și cu asta, discutăm nu de astăzi. Discutăm exact de vreo 20-30 de ani, că inundații în comună. Dar spre norocul nostru nu au fost ca la mari, cum au fost la Slănic, la Oitus, la Său, și la Sura, la Vrancea și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne bucure. Dom'le, satul Hurgești este așezat așa cu ulițele strânte. Tot vorbim de șanțuri. Este și normal că șanțurile pe marginea fiecărei uliți care pleacă din drumul de 88, drumul comunal 88, fie pe stânga, fie pe dreapta, prin excepția celui de la biserică, nu, e drum numai de 4 metri. Cât în cap e o căruță sau o mașină când se duce. Dacă ai mai făcut șanțul, ai mai luat o jumătate de metru din partea cealaltă, o jumătate de metru din partea cealaltă, vă închipuiți ce se întâmplă. În schimb, totuși trebuie făcut fiecare... Cum s-a făcut drumul ăsta la biserică, la Biserica Ortodoxă, la cimitir? E un merit a domnului fost viceprimar Dangă. Și nu că vreau să-l laud, că de multe ori l-am și criticat, așa este. Dar acum vreau să-i totuși mi-a recunosc un merit. Dom'le, îmi impusesc un pic punctul de vedere privind retragerea unor construcții de la oameni care sunt gălăpanate de așa sau unor garduri care sunt făcute drept în drum. Pentru că omul, tendința oamenilor este de a mai da o leacă, de a mai lua o leacă, făcându-și lui rău. Mă uit pe ulița Vasile Zădiri, mă uit pe ulița cealaltă... Toate ulițele. Inclusiv pe ulița pe care au stat o gestiune. Părinții dumneavoastră și pe ulița aceea. Deci aici este foarte dificil. Și ulița Cimitirului Catolic, toate ulițele sunt așa. Cum se va putea rezolva? Printr-o muncă sistematică cu oameni și făcut să înțeleagă. De acum, bătrânii ăștia care s-au tot clamponat de fiecare metru de pământ,
să iasă în drum, pentru că grădina era mică, acum grădinile sunt mari, atunci și dădeam câțiva metri, adică câțiva ani, luată folosință, tot avea tendința să se mai lărgească. Acum poate tineretul care vor prelua, cu timpul să facă altfel, nu se va rezolva. Iar în ceea ce privește drumul județean, doamnă, norocul nostru, cei care suntem de la secția de mecanizare, fosta secție până aici, norocul nostru este că a crescut iarbă pe marginea dreaptă a drumului județean, cum mergem spre nord, pe marginea șanțului, și apa care vine pentru că nu este un pod și nu se vrea să facă un șanț numai de, nu sunt 50 de metri, hai să zic 70 de metri acolo, și pentru că nu se vrea acolo, toată apa aceea, nu știu, s-ar duce la vale, la, deja o intratură trecută la, cum se cheamă, Negurit Maria, la mine acolo, vecinul meu este plecat în Italia, am spus de atâtea ori și prins în proiectul, în hotărârea cu cei de la ajutor social, vor face și șanturile cele. La un moment dat s-a spus, da, acum nu, că nu știu ce trebuie făcut și nimeni nu vine la poarta. Dar la poarta lui nu vine nimeni. La mine e făcut, la Crețu e făcut, nu e făcut la ala. Ce se întâmplă cu apa aia când ies? Unde se duce? Că pe șanț doamna e. La Crețu. Păi, dacă am noroc, eu duc și toată la el, dar dacă n-am noroc nici eu, vine jumătate la mine, mai aia bat și eu la el ca să nu vin toată la mine și așa mai departe. Vom că premiezi, nu știu. Domnule, fără nicio glumă. Nu este mare problemă, domnule, să luăm rotă și intervine primăria. Nu are bani omul ca să facă șanțul bătrân. Nu are. Facem primăria, domnule. Că nu e chiar așa de mare cheltuială până la urmă. Cred că ar trebui să mergi să leacă pe drum împreună. Eu chiar drum, vă spun, a fost pe drum. Păi, atunci nu mai să mergeți. Da, și am văzut și situația. Știți, ați fost pe teren când au venit atunci după ploi, cu mărul toți, câți oameni de ajutor social și câte căruțe am avut, dar, și de greu a fost ca situație? Dom'le, este fericitat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu opri. Drumul aici e așa. Trebuie să înțelegeți că sunt mulți beneficiari de ajutor social care sunt într-o situație de sănătate excepțională. Nu cunoașteți că sunt oameni din sat. Îi vedeți ce să-l pui pe omul ăla să facă șanț, că ăla e mai mama. Dar nu numai că eu n-am tras cu oameni de ajutor social, domnule. Am zis că erau acolo 20 de metri de șanț care ar trebui de sunat. Pentru că nu mai la el, că dacă vă dă pe șanț. Hai să vorbim de el. Eu am zis lucrul ăsta, dar problema, aș spune în felul următor. Acolo unde, la Munteanu, de la stația de autobuz până la fostul CAP, domne, nu sunt la Gabi Munteanu, acolo nu-i proprietar și el este de faptul, nu-i de iure, în sfârșit m-a învățat limbajul ăsta, eu nu mă pricep la el. Bun, ceilalți sunt bătrâni, aveam să-i trebuie, că nu trebuie făcut așa de adânc șanță. Adică noi să zicem să-i facem șanță unde totuși știm că stă Gabi Munteanu, dar de ce n-ați discutat cu dânsul? Eu? Păi sunteți sunt autoritate publică, domnule, noi suntem autoritate publică când suntem în plen, dar eu ca persoană, ca și consilier, singur nu am nici autoritate. Oamenii, că erați pe listă, domnule. Nu, hai să nu știu, mă. Eu nu sunt autoritate publică ca persoană fizică, autoritate în plen, ca aici luăm hotărâri și dumneavoastră noi suntem deliberativ ca să nu luați executiv, că duci la îndeplinire. Așa, dacă vreți, dacă nu lăsați așa. Nu e nicio problemă. Dar putea să băgăm să facem șanțuri unde știm că totuși Gabriel Munteanu stă acolo și noi să spunem... Păi ce v-ați spus? Chemați-l la primărie, stați de vorbă cu el, vedeți, stă, nu stă, acolo... Și este și o hotărâre de costul local care prevede inclusiv saxon. Știu, ați dat și este hotărâre care s-a făcut, s-a preluat de atâtea ori hotărâre și aia cu sancțiuni. Privind contravenții celor care nu... Domnul secretar, dacă dăm contravenții, știți și noastră, ați dau amenzi, nu se plătesc, vine iar la bugetul rog, vreți să-mi spuneți că plătesc acele amenzi? S-a dat cineva amenzi până acum? Da, ați încercat cu un avertisment, două cel puțin. S-a discutat cu absolut toți oameni, discutăm să neapărat amenzi, avertisment. Problema este următoarea. Trebuie găsită soluții și dumneavoastră veniți cu soluții, propuneți Consiliul Local, Consiliul Local să aprobe, dacă depinde numai de Consiliul Local. Dar doamna secretară, când a ieșit doamna aici? Lăsați să înregistrează pe cameră și are descris în procesul verbal. Scrie după camera. Așa. Dar eu n-am mai vrut să intervin la organigram. Dom'le, sunt destui funcționari la contabilitate. Nu știu, am văzut acolo 5, 6, cât da. Vor fi. Dacă vă plângeți că nu are cine să încaseze amenzile,
sau că nu se pot încasa, asta este o problemă totuși. Nu știu. O știți că a fost, măi, știți că e o problemă, e din totdeauna, nu poate, problema să, este... reproș, nu poate nimeni. Dar nu am reproșat dumneavoastră. Domnul secretar, problema este, acum știți că întotdeauna a fost o problemă la încasarea amenzilor. Indiferent cât ar fi la contabilitate și care amenzi, nu, e o problemă. S-a făcut odată o poprire pe salariul la cineva, că s-ar fi destui salariat. Dosarele au început, se poate și... Au fost început. Păi eu știu povestea, dar când se face? Eu personal am făcut și referat către domnul primar și am prezentat situația și am solicitat să facă. Domnul Dămoc, dacă ați terminat, domnul secretar. Am terminat. Nu, am luat cam mult. Eu atât am zis. S-au vorbit de niște coduri care încă nu s-au... Luna trecută era de vină, domnul Crețu, când a adus materiale. Acum luna chiar, nu, chiar luna s-au venit materialele. Okay. Când au venit, domnul Crețu? Înainte de foaie, cred că maxim o săptămână. Nu știu dacă era o săptămână, nu? Nu, câteva zile. Nu, două, sigur nu. Că prea a fost pe 15. Să iese factura. Da, sigur la coduri avem în vedere, nu... Avea mai multe, dar chiar mai multe care vreau să... Atunci am avut balast. Adică le-am luat toate, așteptam materialele, am văzut și balastul și deci alea sunt. Acum chiar cred că trebuie mers și văzut unde sunt probleme și intervenim. Da. Domnul Dancu. Da. După ploaia care a fost, vede mai mult ce-a făcut bol. Nu prea văd ce-au făcut oamenii la ajutorul social. Nu vreau să-i pun să cari cu raba, să-i... Chiar au fost, domnul. Vă arăt și... Eu, de fapt, am făcut ca aia care au ajutorul social, nu vreau să-i pun să-i pun să-i pun. Suntem la biserică, facem ceva sau nu? Era vorba să o îngrădim, să facem ceva. Da, atunci am fost să iau întâi domnului. Atât? Domnul Codrean. Avem acolo, doamnă, la vecină, loitare în sat, un pod acolo. Mai sunt poți trece pe acolo podul. Dacă mai plouă plouă, inga sunt armatul podul. Avem un pod acolo, un pod nou făcut de un an zile, din țavâna aia. Tot infundat. Nu-l puteam zile, acolo, la Cutea lui Băureș. E dezastru acolo. Și mai la bale, tot l-a trebuit făcut și l-am reparat. Da. Pentru la intrarea closată, e deja făcut. S-a rupt, venit înapoi, din acutăria aia, apa și a făcut, e deja la am fost, de asta. Știu că am fost, am venit chiar înainte să am zis. Pizorul n-a putea acolo, pizorul, decât cu căuța cu mașină mai mare. Asta nu pot să leu. E deja să leu. Domnul Dudulică. Da, nu e găsură. Așteaptă primăria, să vedem să faci primăria. Acolo la drumul, când la Turcan, la care vine infinitura, de pe dealul Bradului, a fost făcută o trampolină. Cine a făcut mobilitatea? A fost făcută și apa când vine să izbea aici și o luăm în râpă. Când vine pre debitul prea mare, mai depășește, dar mai puțin. Dar trampolina aia a fost acum cu buldozerul ăsta, excavatorul ăsta și o gumbă ăsta. Așa și-o nivelat așa. Vedeți, acum vedeți că faceți afirmație nu prea corectă? Pentru că apa de acolo a venit înainte de 15, în seara de 15 spre 16. Da, da, a venit. Uldo nu fusese în Sohodor, da. Înainte de alaltă. Dar trampolina a fost și a fost debitul mare înțelege. Atunci. Da, da, explicați că mare. Nu da, dacă nu era, nu era trampolina, debitul ăla depășește un debit mai mic și o inundat și o seara. A fost, cam la fel. Nu, ca atunci, că atunci au plouat o oră. Știu că a fost. Acum, dacă... dacă era trampolina, să facem niște ieșiri, să o iei pe canal, că nu mai inundează. Le facem chiar jâși așa, și cu spărtură în malul râpii așa, și aici când a venit, o iei așa. Când mai depășești deasupra, puțin de atât, debitul mare, a zis, o intra și pe o bradă, la ăștia care e șosea, așa. Și... cu șanțurile. Șanțurile să-și fac fiecare în fața căsii. Daniel Dudulic, dar sunt care au mașini de piatră în față, pe șosea. Dar în șoseaua este publică, nu este nimănui proprietate privată. Deci am văzut deja încercuit. Trebuie acționat și cu poliția. Pus în vedere, să duci și poliția lui. Cum să faci problema, șansă? A trebuit luată cu oameni, am durit întinsă toată și... Păi da, e și așa, că așa și eu pot spun în drum și în chipul lui țaia. Păi nu, păi nu, și... și m-au vorbit. Da, atunci... Altă problemă cu... La ședința trecută a fost vorba că treceți în domeniul public, tot ați trecut.
mai sunt uliți care... Nu, a fost că se pregătește proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului public. Așa, să treacă în domeniul public. Mai sunt uliți care locuiesc. Se lucrează și când o să primiți proiectul de hotărâre, dacă considerați, sau veniți și înainte, dacă considerați că e ceva ce a fost sărit din atenție, sau s-a știut, veniți și completați. Dar da. Nu avem pentru poziția de zigeață. Da, bine. Domnul... Să tineți din zona mea de acolo, vă auziți la cunoștință, probabil, legat de cele două fântâni. Una cea de pe, cea de pe Valea Fântânii, cum mi se spune, știți că are decât o jumătate de metru tubul ăla, vă dați seama că acum e plin din măr, e plin din măr fântâna. Eu am mai zis și în alte ședințe, și anul trecut, și tot am zis că ar fi bine să investească un pic acolo, nu costă mult. Deși aveți un avertisment de la Direcția Sanitară Veterinară, Fântâna este practic închisă, scrie că e apă nepotabilă, lumea continuă să consume apă de acolo, că n-au ce face, asta e. Și dacă zic eu că o să dea în judecată, ei o să câștigi. Bănuim că nu s-a investit nimic, ați avut un avertisment să investiți ceva, s-au dus niște piatră acolo, niște ciment între timp, nu... În actuala conducere, în conducerea trecută, nu s-a mai continuat nimic și când s-a venit cu dezinsecția, dezinfectarea fântânilor, chiar l-am rugat pe domnul primar și conducerea primării să-i, măcar să le dezinfecteze, să mai preîntâmpine din bolile astea, nici nu s-a venit, nici nu s-a dezinfectat. Acum, poate luați în vedere, măcar acum, după perioada asta, să mergeți să vedeți ce sunt cu ele și ce se pot face. Cealaltă, am înțeles că este proprietar, de fapt, al fântânii, el e decedat, omul a avut-o închisă, acum este dată drumul, copiii au aruncat diferite lucruri din animal în ele, de a devenit deodată, nu se mai poate consuma, pentru că miroase, vă dați seama ce e acolo. Eu, în anii trecuți, am încercat să o curăț cu cineva, omul nu s-a băgat pentru că tubul de jos este din lemn făcut și deja cel deasupra a fugit până la jumătatea fântânii și nimeni nu își riscă viața pentru a o curăța. Acum niște pastile, ceva dată în ea și măcar dezinfectată, eu zic că e un lucru care se poate. Al doilea aspect pe care l-am observat, am zis către Gioseni, într-adevăr s-a făcut treabă bună cu un vețean, mai trebuia ceva piață băgată, dar e bine, nu foarte bine, e bine. Problema cea mare o avem tot din partea cetățenilor, care pe partea dreaptă către Gioseni au șanțuri nefăcute, o parte dintre ei. Adică și-au tras pământul direct din mal și și-au făcut intrare în curte, au obturat șanțul și e normal că au muncit degeaba cei de la drumuri, pentru că apa tot pe mijloc o va lua în zona respectivă. Nu îi dăm amiezi, dar măcar să-i punem un pic să-și facă acolo 5 metri, 6 metri să-și facă șanț și să-și pună un podiez de lemn dacă nu-și permit unul mai scump de altceva. Dacă ar fi domnul primar aici, v-ar spune că a avut discuție cu un gospodar din Zrecea, nu din Bazna, și i-a zis, fă șanț, dar ce ești, domnule, ești Hanga. Ne-a să trecem să... Asta i-a spus. Dacă nu se poate așa cu avertisment, pentru o amendă. Poate în felul ăsta rezolvăm ceva. Atunci era bine cu... Asta e tot. Cățați un alt, un iar, un putrare, ce făcea. Haideți să încheiem, domnul părintele de la parohia ortodoxă Vorgești, a venit astăzi chiar înainte de ședință, poate mulți dintre dumneavoastră l-ați și întâlnit pe sală. Da. Știu că la Recea se face la parohie activități la Vorgești se vor desfășura în perioada 30 iulie 3 august 2018 și este în parteneriat Primăria Vorgești, Parohia Ortodoxă Vorgești, Asociația Ovidenia Bacău 2005, Fundația Episcop Filia Bacău, Școala Gimnazială Vorgești. Dânsul, de ce a venit și de ce vine în fața dumneavoastră, cum să vă spun, că nu e proiect, ar trebui să hotărâm, să fie notat în procesul de ședință. Are, într-o singură zi din perioada aceasta, 30 iulie 3 august, are o activitate pentru a duce copiii la Bacău, la diverse, la muzee, la mai multe locuri. Și a zis, în cazul în care noi, primăria, putem să susținem financiar, cu o sumă 500, 1000 de lei. Deci nu prea mult. Microbuzul, o să vin cu microbuzul școlii, să dăm motorină.
din deci cu 3500 1000 de lei cât doriți, să menționăm dacă sunteți de acord în procesul verbal și în acea sumă de la biserici, că dacă țineți minte la biserici era inițial 210 lei și apoi a rămas 200, deci să spunem dacă am merge la 1000 de lei ar fi din suma care oricum inițial în buget am repartizat 100 de lei, 1000 de lei. Care legătură una cu asta? Cu ce? Nu, 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 părintele n-a cer, a zis... Banii care sunt pentru biserici cu activitatea asta, nu prea are nicio treabă bună acolo. Dar, păi nu, dar de acolo să dăm banii la biserică. Nu, dar din altă parte, nu de acolo, aia sunt bani pentru construcții, pentru altceva care deci, se dau la biserică. Asta e banii acolo. Sunt activități culturale. Așa știu, da. Sunt băgate tot acolo. La cultură, bani. La cultură, da, la cultură. Nu, la noi, da. De creierii și legii, totuși, da, de aceea și, adică ca sumă, mă gândesc că ar fi posibil, cum era inițial când am aprobat bugetul, 210 lei pentru parohie, 210.000 pentru parohie, 20.100, de fapt, sau 21.000, 21.000. Noi am dat 20.000 acum, deci ar mai fi 1.000. Bine, părintele a zis, 500, 1.000, cât se poate. Numai pentru parohia o merge? Poftim? Se merge cu microbuzul școlii? O să le dea cu microbuzul școlii, că totuși microbuzul am zis că are 16-18 ori, nu știu cât, și copiii cred că o să fie mult mai mulți. Sigur, și atunci o să vorbim de un... o să vorbească. Aici a venit, păi nu, vin discuția asta, facem același lucru și pentru Regia, care știm că oricum face activitate. Exact. Păi nu, facem același lucru și pentru Regia. Eu am adus, uitați, de la părinte. Cine, atunci, ca să se menționeze procesul verbal, să se poată vira acei bani, cine este pentru, și pentru, pentru Regia, da? Tot 1000, tot 1000, da? Cine este pentru, altfel, 1000 de lei de pentru... De nu, 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 e vorba că suma, sumele le avem, dacă acum știți. Acum ies, ies rezerva. Exact cum a făcut de, la ședința trecută din sumă. Activitatea este și la Casa Tineretului, de ani în urmă, nu numai de anul ăsta, când dăm și acolo. Dacă se fac acțiuni, fără problemă, venim în fața ta. Dacă se fac, se fac și de ani în zile se fac. Aici, dacă se va duce un autobuz pentru Horgești, cu 30 de locuri, să spunem, sau eu știu cât, nu o să fie numai copii de ortodox, o spis de catolic. Nu, dar bine să spuneți. Deci nu să faci acum acțiune. Nu se poate acolo, că merg și copiii ortodox. Păi da, domnule, am înțeles lucrul ăsta. Acum face preotul ortodox, va să facă și preotul catolic. Dar vorbim cu părintele catolic și dacă face acțiune, venim și dăm. Acum mergem pe Recea și pe Orgeștiul la care avem adus la conștiință. Solicitare. Fac acțiune și solicitare. Toți spunem că suntem de acord. E bine, e cineva împotrivă, e oameni împotrivă. Da, încă l-am văzut, zice, mă, nu, nu, că nu e cu proiect. Tu, ce bani public, domnule, da, așa, e pe voi. E din banii care au fost aprobați inițial la, din buget, domnul. Fiecare ban a avut destinația lui aprobată din buget. Păi asta spuneam că la biserica... A rămas o sumă. Deci, dacă... Cu floare nu se face. Stai o leacă, stai o leacă. A fost 27 de mii și dacă a rămas 1000 de lei, e tot suma. Ce faci? Tăiem în două ca la americani. Bagnota. Faci o acțiune acolo, să vedeți și alții. Lucrările de ședință s-au încheiat. Vă mulțumesc pentru... Domnul Bogdan. Domnul Bogdan, nu s-a spus pe realizit, dacă...